Ce înseamnă să ajungi un membru, să fii un membru într-o adunare? Ce înseamnă? Întâi de toate trebuie să fii un om născut din nou, care ai crezut Evanghelia, da? Asta e ordinea. Ai fost născut din nou și ai crezut Evanghelia. Dacă nu ești născut din nou și nu ai crezut Evanghelia, nu trebuie să fii membru într-o adunare. Doi, trebuie să fii un membru creștin care s-a botezat și a intrat pe calea dreaptă în membralitatea adunării, da? Un creștin născut din nou, un creștin care s-a botezat. Trei, un membru, un creștin care ia parte la viața bisericii având toate privilegiile de membru și responsabilități de membru. Dacă tu vrei să te botezi numai ca să fii sigur că ești mântuit, ca să ai și ultimul lucru pe care ți l-a cerut Biblia, dar n-ai niciun interes să faci parte din adunarea aia, să fii supravegheat în adunarea aia, hrănit în adunarea aia, să fii responsabil în adunarea aia, să contribui în adunarea aia, să participi la viața acelei adunări, nu ar trebui să fii un membru. Și dacă ai deveni membru și nu faci lucrurile acestea, te vom mustra, te vom îndemna, te vom încuraja. Vom trage din tine, vom încerca să te smulgem cad din foc și dacă nu vrei o să te dăm afară, o să te excludem din biserică. Te excomunicăm.